Salutare, bă, băi, veniți la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi am o surpriză pentru voi. Cred că o să vă placă foarte mult surpriza asta. După cum vedeți, am un cont nou de Brawl Stars. Contul ăla, să știți, contul ăla există. E în regulă, nu l-am șters, există contul ăla. Dar mi-am făcut un cont nou de Brawl Stars pentru că pe contul ăla mă plictiseam atât tare încât efectiv toți playerii erau tâmpiți, nu se mai juca din plăcere, se juca pentru trofee și pentru disperare. Și mie nu-mi place să joc un joc pentru trofee și disperare sau pentru... Mie îmi place să joc un joc de distracție, așa că m-am să-mi fac un cont nou de Brawl Stars, să mă distrez că sunt player cu puțin trofee și joacă mai în tablet, așa și distracție. Deci vom începe un cont de la zero, box opening-uri din nou vor apărea, nu știu exact când, dar va mai apărea un box opening pe contul ăsta. Deci dați acolo un mare like pentru chestia asta, pentru că vreau să ori din nou contul ăsta, dați acolo un mare like, un subscribe și apăsați acolo pe clopoțel să am făcut tot ce postez și dați și un share la clip. Pentru că de ce nu, m-ați ajutat foarte mult. Deci prima dată, hai să deblocăm acești brawler de la trofii pe Colt și pe Bull. Am vrut să deblochez eu doi brawler ca să nu mai ca să nu fie episodul așa plictisitor. Am să, nu știu, să nu, ok, am mai spus un chest nice. O să iau pe Sincer, o să iau pe Colt pentru că el a fost primul brawler care a avut star power pe el. L-am deblocat și pe Bull, vom juca cu amândoi normal. Și mai avem și încă 6 boxuri. Hai să vedem dacă ne pică ceva. Vă dați seama că nu o să ne pică. Oh, ne-a picat Rosa! Ne-a picat Rosa! Cât noroc, fraților. Bă, deci deja ne-a picat Rosa. Avem deja 3 brawler noi pe episodul ăsta. Suntem genial, suntem extraordinari. Avem 3 brawler noi. Hai să dăm agrei lui Colt, pentru că place foarte mult. Și am găsit și Unita. Dăm și lui Barley pentru că îmi place foarte mult și avem și pe Bull și pe Rosa. Vom juca cu toți 3 și mai avem și aici încă un box 3. Hai să luăm. Era puțin cam ciudat să-mi pice ceva și din boxul ăsta. Deci acum șansa la legendară este 0.1115. Deci nu știu, să sperăm că ne va pica ceva, să sperăm, Doamne ajută. Deci, prima dată vom juca cu Cole. Hai să jucăm cu Cole solo. Deci încă o dată vă zic, nu uitați să apăsați pe butonul de like pentru că ne reîntoarcem cu box opening-urile alea de pe vremuri. De când aveam eu 1900 abonați în box opening-uri pe săptămână. Pe săptămână box opening-uri forță aici la Now pe Brawl Stars și chiar asta dacă ați iubit seria asta de box opening și de Brawl Stars, vreau să văd că se strângă cât mai multe like-uri la acest episod, pentru că eu să observ că s-a iubit acea serie de Brawl Stars în care deschideam cutii fiecare săptămână timp de... Deci eu fiecare, pentru abonații noi care nu știu, eu în fiecare săptămână în fiecare săptămână duminica făceam un box opening care deschideam multe cutiuțe și dacă îmi pica ceva postam, dacă nu-mi pica... Dacă nu pica, puneam un titlu nașpa și nu prea, adică trebuia să pun neapărat un titlu gen, ori îmi pica ceva, ori nu. Ceva gen. Nu! Mar! Și m-a luat robotul, ursul. Ok, îmi pare pentru această gafă extraordinară a mea. Nu mi se întâmplă foarte des, nu sunt peste rar, nu știu, hai să mai jucăm și cu Bull. Te dăm și upgrade. Deci sper că o să vă placă seria asta în continuare. Vreau să o încep de la capăt. Nu neapărat. Stai să ne știți, nu mai fac clickbait. Stai să ne știți, deci eu clickbait nu o să mai fac în viața mea. Eu clickbait nu mai am de ce să fac. Pentru că am văzut că se poate crește și din titlul normal. Deci nu am de ce să fac clickbait ca alții. Doar că o să începem seria cu un cont nou. Pentru că pe contul ăla nu puteam să ne facem nimica. Pentru că deja aveam prea multe trofee, aveam brawler multe, că sunt niște legendare care era cam imposibil. Pentru că, ghinionist. Deci, nu aveam ce face pe contul ăla, era un cont pierdut, era un cont care nu avea niciun haz pe canalul nostru, era un cont așa că azi m-am zis hai să fac un cont nou, să mă mai distrez și pe jocul ăsta, pentru că oricum jocul ăsta este... este un joc competitiv și la peste sunt 4.000 trofee,
Deci este un joc chiar distractiv, sub 4000, deoarece de la 4000 încep copiii care vor să crească și să... Da, v-ați prins. Mergem pe ăsta. Deci n-am mai jucat cu Bull de o grămadă de timp. Deci n-am mai jucat cu Bull de pe contul ăla de încă o lună. Deci da, nu știu. Așa, eram sigur că voi face asta, așa că vă bateți aici și o să vin și eu. Uite mă, că iau robotul, mă fac de 8 power, mă duc pe el și îl bat. Logic, nu? A, dar are și el 8. Da, lasă-mă să se ducă pe el, că ce, eu sunt tocmai în colțul ăsta. N-are cum să vină pe mine, dacă vine pe mine, este cel mai bolangiu robot din lume. Ok, cred că s-a deja pe... Faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci? E bine, prea easy, că m-am cam lăsat low, dar... Să punem ca și cum ar fi easy, ok? Deci, da, am făcut rank 2 pe Bull, deja am rank 8 sau 9 pe Barley. Deci e super. O să postez fiecare chest care îl fac în săptămâna asta. Deci în săptămâna asta o să postez fiecare chest, fiecare chestuleț care o să-l fac. Ca duminică să repostăm box opening-uri sau mai bine, aș mai sta puțin, sau mă, nu, cred că duminică o să fac 500 trofee și deja o să avem, gândiți-vă, să avem un box, două boxuri și plus ce mai sunt pe aici și plus Jesse și de tot. Deci vineri o să apară, duminică o să apară un nou episod de Brawl Stars cu box opening și o să fie box opening din ce în ce mai mare, pentru că efectiv acum deja e miercuri și o să mai am numai, 3 zile la dispoziție să fac boxuri așa, o să am o săptămână întreagă. Deci, da, mult mai ok. Și acum, cu Rosa aici, forță. Nu știu, Rosa este ok, dar așa la levelul ăsta așa mic, e cam slăbuță. Deci la levelul ăsta mic, așa la levelul 1 este foarte slăbuță. Trebuie să o upgradăm pentru că trebuie să fim OP și, v-am spus, acum, în perioada asta în care suntem noi la trofeele astea, da, trebuie doar să ai level mai mare pe brawler, să știi să joci bine și da. Deci, nu știu. Dacă ați ajuns până aici la episod, dacă ați ajuns până minutul ăsta la episod, scrieți hashtag am ajuns ca să văd și eu în comentarii cine a ajuns, cine nu, adică cine se uită la clip, la tot clipul și cine doar intră, dă like și pleacă și nu se mai uită sau nu interesează de content și doar dă like sau dislike sau pleacă sau nu dă nimic. Deci, dacă ați ajuns până la minutul ăsta, dați acolo în comentarii un hashtag am ajuns, ca să știu. A, pe Bull ăsta e nab. Eu v-am zis că e nab. Top 5. Aoleo, nu! Nu l-am văzut. Deci, trebuia să știu. În fine. Cred că asta au fost meciurile, cam scurt episodul, știu. Doar că... Asta a fost tot ce vreau să fac. Deci da băiți, cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like pentru că am multe episoade și eu am fost tare și ne vedem la următorul episod. Ciao!